Salut și bine ați venit la un episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră! Uitați-vă, fraților, ce am făcut aici pentru că am terminat tot domul. Subacvatic, bineînțeles. Ia l Pe jos pe aici am băgat niște teracotă de asta. Și pe sus, iau totul simetric, frumos, făcut ca la carte, bă băieți, bă, făcut ca la carte. Într-adevăr, rețeta pe care am descoperit-o în episodul trecut a funcționat și pentru toate celelalte laturi și acum îl avem completat. Aici încerc să fac un fel de intrare strașișire și uh, cred că mi-ar plăcea să fac și în partea asta una. Nu știu dacă să fac și în laterale, să fac așa gen în fiecare lateră câte o ieșire de asta, dar eu vreau să o fac cumva astfel încât să pot să ies, știi, gen ușor. Așa. Și ăsta este un... Mă rog, în momentul de față o intrare, dar probabil după aia o să fie un tunel care duce în față, cumva, care intră sub pământ și după aia va ieși în depozitul casei noastre. Cel puțin așa plănuiesc că să fac. De asemenea, și de aici eu mai vreau să plec un tunel care duce în muntele ăsta, care după aia să se ridice cumva, gen să avem noi din munte în sus un lift, poate ceva de genul, care să ne dea fix în casa parcor, <gură> uh, fix în casa asta. Acum nu știu să zic, vedem, 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 sunt prea preocupat acum, ah, stai să vi-l arăt de sus, că e foarte fain, cu decorațiile și mai am, mai am o grămadă de muncă la el, dar uh, aseară am intrat cu Alin și l-am terminat și uh, chiar vreau să vă spun de uh, tehnica pe care am folosit-o și anume, am umplut până la urmă, am creat domul sub apă, cu geam, după care l-am umplut cu nisip și pământ și foarte puțin am folosit și bureții. Nu avem decât 3 sau 4 la număr. Oh, aliau! oh my God! Hai să mă să dorm pentru că sunt fantomele astea, n-am mai dormit de foarte mult timp pentru că n-am lucrat la dom. Și da, în mare parte am folosit aceeași tehnică pe care v-am prezentat-o în episodul trecut și anume umplem cu pământ și nisip. După care îl iau foarte ușor pentru că am o lopată foarte OP dau și se elimină. Sincer, a cam durat o lecușă procesul ăsta. A durat cam o oră și jumătate ceva de genul ăsta până când l-am golit cu totul. Dar eu cred că arată absolut genial. Ia uite -l. stai așa că vreau să-l văd fix de sus. Pentru că e complet, complet rotund. Ah, deci sunt foarte... Ia uite -l. Sunt foarte mândru de el! Uuu! <laughs> aici am căzut fără să mai folosesc elitra. Așa, uh, mi-au rămas foarte multe lucruri la mine. Mâncare mai am, mai am și mâncare, se pare. Bun, acum, mai avem câteva lucruri de făcut, dar să scap de primejdile astea pe aici care sunt foarte enervante. Și uite, că ziceam eu odată, bă, dar oare peștișoria pe care noi am luat ăștia? Vezi, ăștia frumoși și aia, exotici uh, mai există pe aici? Se pare că da. Deci, cumva, cumva s-au păstrat prin jur. Da, un pic să scăpăm de ăștia, că ăștia o să-mi ia mie la viață. Mamă, ăla dintr-o lovitură a murit, barosane, dar nu prea ai avut stamina. You need some milk, băiatul meu, you need some milk. Bă, dar de ce nu moare ăsta, mă? Așa, bun. Aici, bă, aici am încercat eu niște chestii. Uh, da, nu sunt extraordinar de mulțumit de treaba asta. Testez. În momentul de față sunt în punctul de a testa lucruri. Uite aici să mai punem și de asemenea am descoperit că deci sunt foarte nervante uh, itemele astea foarte OP pentru că Oh, uh, distrug atât de multe blocuri pe care nu intenționez să le distrug și pe să le pun la loc și practic consum mai mult timp decât dacă aș fi distrus de prima dată fix cât de blocuri aș fi vrut eu. Da. Uite, gen, fac așa, pac, iau, iau, na, uite, ui, uite de Uite, uite de știu uite, uite cât distrug. Și eu pe aici intenționez să pune niște gravel amestecat pe aici pe colea cu niște uh, nisip, deci după cum bine vedeți fac și terraforming sub na, iau o pasta. De asta am atâta greavă la mine. Și punem pune picola aici și cred că ați văzut deja ce am ales să fac pe margine și cred că îi dau un plus uh, major. De asemenea trebuie să facem și centru cumva, prănuiesc eu aici nește trebușoare. Și acum trebuie să decorăm înăuntru. Înăuntru ne-am gândit să punem, cele mai prețioase, prețioase lucruri din din Minecraft. Adică vom avea, practic, eu știu, steluță de Wither sau, mă rog, un Wither semifăcut, ceva de genul ăsta. Cu capetele, mă gândesc. Ce mai avem chestii prețioase? Litra, de exemplu. Deci trebuie să luăm chestii de-astea, știi? Și le punem în item frame-uri, știi? Să fie ca un fel de muzeu, dar cu muzeu, cum să zic eu... Cum era în filmele 007, știi, cu James Bond. Și practic trebuia să intri pe sub apă, cumva, nebuneli și după aia într-o cameră mare cu cele mai interesante arme ever. Ei, așa ceva să faci și noi aici, pentru că alt scop nu am pentru asta. Ah, da, really? Mai întrebe una și nu am? Fagi. Ok. A, da. Și trebuie să vin cu o soluție de a ilumina. No. Cum iluminez eu toată treaba asta? Pentru că nu vreau să atârn nimic de niciunde. Azi, asta e bela. Nu vreau să am un candelabru mare. Nu. Din moment ce să-i dom, apoi vreau să se vadă că e dom. Nu vreau să atârne, nu vreau să pun lucruri drepte. Dacă eu m-am să-l fac rotund, nu vreau să-l stric. Uite pe aici, de, de, exemplu, trebuie să venim să deportăm gravelul. Mamă, deci mă chinui de mor să apăs de cât o singură dată. Să nu-mi distrugă mai mult decât vreau eu. Hats. Așa, bun. Acum le facem și poștia și după aia mergeți să mai luăm niște teracotă de asta. Buenos. Aici, da, aici nu știu exact soluția. Și nu știu soluția pentru treaba asta. O merge să pun un buton? Nu merge? Chiar nu am nici cea mai vagă idee. Merge să pun butoane peste, deci merge. Ok. asta e bine. asta e bine. Și dacă pun butoane în loc de astea... Da, vom vedea, să vedem dacă avem pe peste tot. Opa, aici deci nu mai trebuie niște teracotă de asta. În regulă. Și nu trebuie și trei bucățele pe peste tot am pus chestii de asta. Oh, 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 oh. Ok, aici avem o problemă. Cred că pe partea cealaltă avem uh, greșit pus niște geam. Asta uh, e corect pus. Ah, ba nu, era și ăsta corect pus. What the fuck, man? Nu știu ce mi s-a părut mie că e o problemă aici. Am adus în eroare asta, mă, lipsa, ok, deci mai avem câteva bucăți de teracotă lipsă și pe afară, bineînțeles, trebuie să facem o grămadă de terraforming. Bun, hai să procedem adelante, hai bărsane! Da, aici sunt eu puțin nemulțumit la intrarea slash ieșirea, care arată bine, dar nu este extraordinar de practică. Bineînțeles că cablul ăsta o să dispară de aici, practic, o să fie totul numai și numai din geam, dar... Uh... Momentan, este provizoriu. Uh, trebuie să mai iau și niște artificii la mine. No bueno, hai să scăpăm un picuț, cred că gravel... 3 stacuri, mă gândesc, că cred că ar fi de ajuns. Mai mult de 3 stacuri, cred că e degeaba. Bun, le băgăm pe astea la loc. Uh, niște... Diorite, eventual? Mai avem aici? Da. Uh, Așa, niște cabl pe care o să-l arunc. Nisip, de asemenea, păi să o să-l punem aici. Și va trebui să începem să și decorăm. Mm. Deci o să trebuiască să facem și niște chestia asta. Uh, bun, cablul să a voi arunca, s-a voi arunca, flintul la fel că nu-mi trebuiește. Tot nu știu ce să fac acolo. Deci sunt foarte... Stai așa să-mi iau niște tracotă de-asta înainte să plec. Uh, da, nu știu ce să fac. Ah. E cu dus și întors treaba asta. La intrare. Poate cu niște strings, doar că nu prea îmi place cum arată. O să mai iau niște, banu că butoane facem foarte ușor, sau so, butoane nu mai iau, am aici niște butoane, astea sunt soul torch, uh, ok putem să decorăm cu astea, cred, ceva, nu știu, o să mergem să facem podeaua și cred că încerc să și iluminez, vreau să văd ce glowstone mai avem, dacă nu o să trebuiască să mergem să mai luăm niște glowstone. Shit. Mai avem o leacă, dar nu foarte mult. Shroomlight. Well, this is interesting. We could do shroomlight. Hmm. Ok. De asemenea am putea face ceva și cu quarțul. Cred că folosesc quarțul să arăt gen anumite item frame and stuff. Și de asemenea wrapped STEM și astea sunt interesant să le punem pe acolo să le decorăm. Ok, în mintea mea, în momentul de față, se întâmplă multe decorațiuni. Uh, trebuie neapărat să mă stabilesc la, la câteva doar. Dar până una alta, uh, cât erau? Doar patru? Doar patru erau. Nu. No. Să spunem doar patru. Give me the că ăsta o să ne trebuiască. Îl voi pune, bineînțeles, în podea. Asta este planul în momentul de față. Multe lucruri le voi ascunde în podea. Ce-mi place că atunci când zbor, când ajung aici, după a fac asta. Ua! Mă place mult treaba asta. <laughs> hai mă! The... tati, bun. Acum, hai să umplem aici cu nește teracotă. Ca să știu că am terminat, știi, de tot podeaua. Și după aia venim să și decop... Nu acolo, că acolo am calculat eu ceva. Ca și cum intră apa. Așa. Și normal și normal. Acum. Deci, la cum am calculat-o... Mm -hmm. Nu cred că mi-a mers. Nu cred așa ceva. Și ce mai vrei? Și ce, ce mai... vrei că mi-a mers? Ok. Ce frică mai a fost acolo. Aaaa! A mers! Nu pot să cred. Nice. Doar că o să rămână treaba asta așa aici. Da. Uh, dar știi ce facem? Ca să nu se cunoască cine știe ce... Fiate cum facem. distrugem asta. Și facem așa cu Terra. Băgăm era cotă Și acum nu se mai cunoaște din afară cine știe ce. Hai să, practic, dacă te uiți de sus, nu se cunoaște cum că acolo ar fi o gaură așa. Prea mare. Hai să umplem și este aici. A? Avem câteva goluri. Și pe afară, bineînțeles, o să trebuiască să mai continuăm cu terraforming-ul pentru că, vezi tu, eu când am făcut acest dom, practic l-am făcut un fel de pantă și aveam diferență între blocuri, ceva de genul ăsta, știi? Și partea mai sus am eliminat-o, dar evident sub ea a fost niște stone, niște piatră. Și arată foarte urât, așa că am luat toată piatra pentru a o înlocui cu gravel, adică cu pietriș, ceea ce eu vreau să fie pe fundul mării. După care nu știu exact cum punem noi iarbă, vreau să punem și mai multă iarbă. Uite, iarbă sub că nu am mai pus până acum niciodată. Și o să trebuiască să vedem dacă, na, dacă putem pune, dacă merge cu bon meal, dacă, cine știe, poate trebuie să o iau altfel. No idea acum. Dar uite, o să încercăm acum. Am ceva iarba la mine? Nu, am decât sipical, pentru că iarba când... Oare o merge să o iau cu târnă, copul de silic? Taci. Ia să mergem să vedem. Hats? Și dacă o iau pe asta? Nu merge. Well, shit! O să-mi trebuiască, poate cu bone meal, o merge cu bone meal. Well, asta ar fi interesant. Uite o chestie pe care nu știu, vreau să o testăm acum, dacă muițelul ăsta intră după mine înăuntru. Intră, 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 intră. Ah, ba nu, lol, se blochează acolo. <laughs> Zici că am um, ușă de aia rotativă, ca la mol. Vezi? Pac, stai să așteptăm. Hap, gata, am plecat. <laughs> Și vine după mine? Nu vine. Ce-l putem lăsa așa, ușă rotativă. Mi-o iau eu un pic pe coco așa atunci când vin cu alea, dar... Na. Da, e prea nervant. Hați, te-am popat. Nu, fie că dacă îl deblochez vine. Ia. Yeah. LOL. But why? Like, de ce faci asta? Dă să niște lumină. Hai mă, lasă-mi lasă niște lumină. Ah! LOL, ce chestie. Da, da, why? Ok, dacă el vrea să facă chestia asta, îl omorâm foarte ușor, Hats. și te-ai dus. No bueno, uite ce nu-mi place, deși sunt sub apă, dacă sunt acoperiți de o construcție, acei ochișori care ne dă nouă putere de a vedea sub apă, continuă, ei bine, nu mai funcționează, deci aviz amatorilor. Așa, cred că să venim. Deci, clasicul și de demult e ăsta. Și anume, bă, vi și pe mijloc trebuie să ai niște glowstone. Bă, eu n-aș vrea să mai fac chestia asta. Dark, dark prismarine. Aș vrea să marcăm centru. Cred că cu prismarine și cu darkul băgăm în mijloc. Așa facem, fi atent, deci aici vine pe -un mijloc și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 și nu e simetric. Look, la 27, pe aici nu e simetric. Aha. Alrighty. Well, that's not bueno. Huh. Și cât e mijlocul? Mijlocul ar trebui să fie un 4, a 4. Bine, un a 14, de fapt. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci bănuiesc eu că Ăsta ar fi centru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ăsta este centru și aici în partea asta ar trebui să avem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chiar avem aici. Aha. Deci asta de aici nu este extraordinar de centrată. Nu știu ce a ieșit așa, pentru că aici dacă mă uit sunt centrate. Două pe o parte, două pe parte și trei în mijloc. Adică sunt șapte blocuri pe fiecare lateral. Uh, un pic dubios pe treaba asta. În fine, nu cred că trebuie să fie extraordinar de centrală treaba, că nu prea să dai seama de pe niciunde. Atâta timp cât o ai de aici în mijloc, pentru că atunci când te uiți trebuie să fie pac în mijloc. Și atunci cred că e în regulă. Bun, deci ăsta este blocul, o să-l marchez printr-un dark prismarine, în regulă, și facem o steluță aici. Știi ce? Hai să o facem pe rotund, pentru că vreau să păstrez tematica domului. Așa că băgăm un ceea ce eu sper că o să iasă un fel de rotund. Aha! Și în mijloc, fii atent, să facem... Nu, no, hai să facem asta, dar prismarine o. Uite așa. Deci am multe idei de decorații și de asta sunt acum like. Hmm, 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 ce ar merge mai bine? Cât avem aici? 16, 1, 2, 3, 4. Ok, mi ajung, mă ajung. Și băgăm așa. Teracota asta e foarte moale și când o distrug cu pickaxe trebuie să apăs bă, atât de ușor ca să nu distrugă și mai mult. Și pe aia facem așa. Bun, ok, that is a bueno. N-aș vrea să mai fac și pe aici prin capăt, pentru că pe aici vreau să vin cu niște prismarine simplu și să fac un cerc. Gen așa. Hats and hats and hats. Bun, hai să vedem acum cum arată cu treaba asta. N-am decorat, decorat niciodată cu prismarine, cu dark prismarine, never ever pentru mine blocurile astea sunt relativ noi pentru că, bă, nu prea am fost să distrug vreun castel de ăsta subacvatic, fortăreață. A? Mi se pare că sunt fix culorile mării, știi? Și cu goldul ăsta parcă îmi dă sentimentul ăla de Aquaman. Când văd turcoazul și cu goldul, ăsta e Aquaman toată ziua. Bun, în mijloc nu o să punem nimic. Deci în mijloc o să fie așa, gen zonă, pur și simplu, și toate lucrurile de care eu v-am povestit o să le punem pe lateral. Acum o să trebuiască, bineînțeles, să ne decidem cum să le arătăm, adică în ce decorații să le punem. Și uh, da, asta este planul. În momentul o să mă deranjez un pic, că nu e în față foarte, foarte simetric. Aici pare simetric. Aici nu mai pare simetric. Mm, da. Dar aici pare simetric. Vă asigur că e un dom. Am folosit aceeași uh, rețetă pentru fiecare laterală. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu e ceva ce vedem foarte mult, așa că ești în regulă, o accept. Bun, mai avem aici niște prismarine de-astea și se pare că mai avem și prismarine bricks. Uh, bă, eu vreau doar prismarine simplu pentru că aș vrea să fac... Deci la unul distanță. Um, cred că așa... Da, cred, cred că așa. Vreau să mai fac un cerc care înconjoară toată treaba asta din centru, știi? Uite așa. O, da. Cred, cred că arată bine. Oricum sunt uimit de cât de mult m-am perfecționat în a face cercuri, semicercuri în Minecraft. Deci asta e o surpriză pentru mine. Ok, arată chiar foarte bine în momentul de față. Astea sunt prismarine, ok uite așa. Și ce am putea să punem aici? A, dar ar fi prea mare, ar fi prea mare. Gen să fi pus piramida de aia care să ne dea puteri în bază, știi? Dar e mult prea mare piramida și ne-ar strica un picut zona. Mă gândesc eu. Uh, mai avem, bă, mai avem 50. Ne-ar mai merge de un cerc de ăsta. Eu zic că ar mai... Dar ce să mai facem unul, Doar că, nu știu, cred că... E, sunt șanse să rămân fără. Mă gândesc, -os. Ia, hai să încercăm, ia. Doar că cercul ăsta o să trebească să fie și mai mare, tot așa cu una. O oh, da, mult mai mare. Deja acum colțurile fac din trei nu le mai fac din două. Și coace. Oh, oh, oh. Da, nu știu dacă o să mai ajungă. Da, încercăm. Dacă nu ne ajungem, nu e problema, mai mergem și mai lutăm un templu subacvatic. Suntem în momentul de față echipați mai OP decât am fost noi atunci când am luat primul templu... A, nu acolo, nu vreau! Primul templu subacvatic. Aici vroiam. Coleș, aș. E, acum, acum Dumnezeu îmi mai iluminez eu! No, vă întreb eu cum facem aici iluminarea astfel încât să... E și mai nedetectabilă, știi? Că nu vreau să fie nici prea in your face așa. Opa, 19. Hai că mai ajung, că mai ajung. Nice! Ia uite mă ce am făcut aici. Și totul foarte, foarte simetric. Ideea e că nu vreau să bag luminozitate pe aici. Uh, hai să băgăm de clala în laterale. Băgăm una, două, trei. Uh, dar nu mai am glowstone. Shit! Ok, cred că o să trebuiască să întrerupem uh, toată treaba și să mergem să mai luăm niște glowstone. Uh, că sincer mi-ar plăcea să fac un semicer numai cu glowstone. Și atunci chiar ar fi într-adevăr pe opulență tematica acestui dom, Pentru că, na, nu e ușor să faci așa ceva. Și când îl faci, zic să fie pe opulență. Bă, aici, da, știi ce? Facet, dacă tot plănuiesc să vin pe rotund cu unul de ăsta, cu un glowstone, și băgăm aici un rotun cu glowstone. Și după aia pe margine aici mai venim cu un rotun de glowstone. Și înconjurăm tot. Și atunci eu cred că o să fie destul de multă lumină. Um, nu știu dacă să mai venim noi cu alte strategii de iluminat. Și dacă o să fie de ajuns. Dar vedem. 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 Așa, în partea asta am pus o grămadă, o grămadă de gravel, trebuie să mai punem și pe aici o recușă. Și da, trebuie neapărat să mă duc în Nether să iau niște glowstone și să luăm așa mai mult ca să avem știi și pe viitor, pentru că eu mai plănuiesc construcții de astea foarte, foarte mari și de asemenea, foarte mult glowstone o să A, A, ce Ah, bitch. Bă, da, ăștia. Aho, mi-a dat și tridentul. Nice. Very nice. Ok. Frumosos, frumosos. Uh, ce vreau să vă spun e că la balonul cu aer cald o să folosesc acolo foarte mult glowstone și uh, da... O să-mi trebuiască foarte, foarte mult. Și facem probabil în episodul următor un trip de ăsta major cu Elytra în Nether ca să luăm cât glowstone ne trebuie. Practic o să mă umplu cu glowstone. Nu mă las până nu umplu tot inventarul de glowstone. Așa. Mamă, dar am, am eliberat pe aici, știi? Vreau să mai termin aici terraforming-ul ca după aia să încep un pic cu decorarea pentru că am foarte mulți corali prin uh, cufere. Și uh, vreau să colorez toată zona asta. Dar v-am nu știu exact cum să fac iarba asta. Asta e dubioasă. Nu, nu știu cum să o recresc. O să iau niște bon miel. N-am din întâmplare totuși? Nu am. O să iau totuși niște bon miel la mine și voi încerca să cumva... Cresc iarba Aici pe partea asta Iar ieșirile de aici din dom Dacă mai vreau să mai fac vreo ieșire O voi face atunci când vreau să Conectez cu un Nu știu, tunel sau ceva Deocamdată îl lăsăm așa Și venim pe sus, sărim în apă Știi? Asta e partea fun Să zic așa O, oh, aici cred că să mai întrebaască niște Niște gravel pentru că am o porțiune foarte Foarte mare Da E bine că pe aici nu sunt uh, creeperi, <laughs> pentru că cu atâta gravel... Oh, uh, și mi s-a dus o gravel. Ok, asta este. Let's go. Atâta s-a putut. Asta pe aici, tot ce vedeți, găurile astea sunt făcute de mine, pentru că acolo am avut uh, foarte multă piatră. Am zis că, bă, nu prea e estetică. A, așa, hai să mai punem niște sepicles, să iluminăm un picut zona, Punem chiar aici la intrare doi gen, știi cum avem afară, acasă la intrare, avem niște ghivece cu flori. Așa punem aici niște castravezi de mare care să ne genereze lumină. O să-i pun la maxim, hai mă care mă deranjeze aici. Ah! Ah! Nah, o pasta. De asemenea, o să trebuiască să mai mergem să mai, uh, să mai luăm niște corali. Sea pickles nu mai e nevoie să luăm. Mi se pare că avem, uh, mi se pare că a făcut alin ferma aia. O să mergem acum să vedem dacă mai e în viață ferma. Și uh, dacă mai putem să mai luăm de acolo câțiva, pentru că în momentul de față eu nu prea mai am. Și da, o să umplu pe aici, pe peste tot, numai cu castraveză și de mare. Bun, ce mai avem aici? Să vedem, mai avem niște corali de de magenta. O să-i pun pe în stânga, uite, cola, așa. A, așa, perfect. O și ceva plantă? Se pare că nu avem plantă. Ok, bine. Mă descurc fără plantă. Sunt tot uimit că mi-a mers treaba. Dacă nu aș fi pus acest uh, canal jos aici, apa s-ar fi dat înăuntru. ști ar fi curs aici înăuntru. Dar așa, dacă am pus acest canal, se duce în jos și se oprește acolo. Foarte, foarte fain. Bun. Um, hmm. Fabrica de sea pickles în stânga, dacă nu mă înșel. Yep. Da, așa să urpă aici. Cea mai bună invenție, dacă vă faceți vreun ponton, puneți-vă dastea ca să puteți după aceea să vă ridicați. Este de departe cea mai bună invenție ever. O să iau barca până acolo. E aproape și decât să not, mergem mai repede așa. Așa, știu că fabrica asta mergea cu foarte mult bon meal, so, da, cam depinde de bon meal. Nu prea e fabrică, sincer. E un fel mai mult un mecanism automat de înlocuire al click dreapta. În loc să dai tu click dreapta cu bon meal, practic dă mașinăria asta și îți dă o grămadă de sea pickle. sea pe care văd că în momentul de față nu-l mai avem. Alrighty, sea pickle on. Yeah, Vezi, nu mai avem normal și normal ăsta treia să arunce cu niște bon miel. So, yeah. That is a no bueno. Nu știu unde punem totuși ăsta bon mielul să-l punem sus? Nu mi-a explicat Alin cum funcționează, dar cred că ne dăm așa ușor seama. Nu știu dacă îl pui într-un cufăr, trebuie să stau să văd cu ce se conectează. Ia un pic să vedem. Uh, bă, avem decât un cufăr sus acolo, se pare. Ok. Aici avem un dăsta. Și un piston. Ok, și cu forul de sus nu se conectează cu nimic. Se pare că nu, deci trebuie să ajung la cufor sus acolo ca să pun ceva. Înseamnă că te urci pe ceva, mă gândesc. Ok, și luăm foarte, foarte mulți castraveți. Dar da, pentru chestia asta o să ne trebuiască niște bon miel. că dacă nu mai avem uh, pe acasă, că între timp nu am mai omorât. Na. un schelet, un doi, dar dacă nu ne-am mai trebuit, nu prea mai lutat atât de mult înainte și am mai mult alutat, lutat, știi, și... No. Aveam continuu, dar acum, de când avem așa cam toate itemele posibile, na, că am neglijat treaba asta. Trebuie să facem o fermă de mobi, dar de toți mobi, să nu facem doar de creeper, știi? Așa, pe aici nu, mă... aici ar trebui să fie, avem 5 oase, deci vom avea 15 bon mielsuri, ok. Uh, hai să mergem să ducem aici în cufor. Mereu vreau să mă eliberez de iteme pentru a nu mă bloca. Și băgăm lucrurile astea la loc. Și ce? Hai să punem și tridentul tot aici, pentru că nu avem ce să facem așa cu el. Și cu alea așa băgăm păstea roșii. În regulă. Mai avem câteva lucruri de, de aruncat și uite că n-am pus sol torch la... Uh, la lucru, nu știu dacă să-l mai pun, vedem, poate din el o să fac niște uh, lanterne, Candelabre din acelea micuțele. Mie îmi plac foarte foarte mult alea. Oak button. Bă, o să le pun sus că păstea poate o să-mi trebuiască. Ni si ăsta la arunc, bineînțeles. Și păstea prelucrată le băgăm achilișa. Uh, și cablul ăsta ar fi trebuit să-l arunc eu, sincer, pentru că nu mai trebuie 4 patru bucățele de cablă. Come on, man! Și mă pregătesc pentru a mă duce în nether să iau niște... Uh, glowstone, dar nu înainte să se facă noapte și noi să ieșim afară. U, uh, ok, mai avem treabă de făcut pe aici, până când apune soarele. Bun, hai să mergem să punem pormielul uh, să vedem cum funcționează toată treaba și poate ne dă și nouă niște CP, că îl mai iluminăm pe acolo, mai frumos, mai alea, alea. Și așa ne mai facem un picuț de lucru. E, da, deci mai trebuie foarte multe lucruri. Glowstone, decorații, uh, corali. Mamă, ce frumos se vede de aici. Oh my god, stai așa că trebuie să ne urcăm. La să vă arăt un pic de sus cum arată. Ok, fain o -șiug. Ia o l fraților. A? Nice. Arată mai mult ca o țintă, dar când te duci acolo nu arată ca o țintă, arată așa mai pompos o leac, știi? Uh, îmi place, îmi place. Deja toată lumea noastră prinde și mai mult culoare. Uh, ce vreau să facem în viitor, destul, destul de apropiat, e să dăm un pic viața acestor munți. Am niște planuri cu munții și construcții relativ greoaie, Uh, și da. Da, am, am, multe planuri și toate sunt planuri grele sau dificile, care iau fie iteme, fie timp, uh, dar rezultatul e extraordinar. Și totuși, cum ajung la cufărul ăsta? N-a băgat Alin nicio soluție mai ușoară să ajung la... Aha, pe aici ajunge la cufărul, uite pe aici scările, vine cu așa, pune bon mielul aici, de ce 15? Ah, că mi-a luat unul probabil, mi l-a băgat deja în um, dispenser. Ok, și acum doar apăsăm. Ia să vedem aici magia. Out. Crește picălu crește! Ah, când ai se pare că crește și pe lateral un picuț așa. Ah, păi și cu 15 bon practic obții foarte mult ca stravete. That is nice. Ok, ăsta ar trebui să fie primul. Avem 12 aici, 16 aici, 14 aici. Oh, wow, în jur de... Wow, 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 în jur de 15-20 în fiecare cufăr posibil. Păi și aici, ce, ce pune Alina aici? Că nu înțeleg. Nu știu ce e ăsta. A, ah, ăsta e probabil atunci când vrei să faci... A, gaciu, gaciu, gaciu. Dar nu înțeleg de ce ai vrea să faci de asta compost de ăsta. Asta A, sau să faci bon meal din alte lucruri și ele îți vor face... A, ce ca ce ca Este un pic să vedem. Vine. What the fuck? Vreau să scriu bon meal. A, putem să faci un bon block. Ok. A, bun, bon meal. Păi nu, vreau... Vreau decât bon meal. Shit, stai așa că mi l-a luat greșit acum. Ah, what the fuck? Ha, nu mi arată din ce e făcut asta. Uh, sunt curios dacă putem să facem bon mielu din compost. Ce, îmi băgăm în căriță și astea? Nu știu că merge. O să, o să merg să văd. Ma! Două stacuri s-au strâns, fraților. Nice! Bă, taină, taină, dar avem două stacuri. Hop! Hai să mergem să mai iluminăm pe aici cu astea două stacuri, că... Avem să și dăm. Practic toată podeaua Mări, eu o voi face în de castraveți. O să fie foarte, foarte luminos totul. uite așa. Și, și e foarte plin de lucruri, știi, colorat, nebuneală, deci vreau multe lucruri. De asemenea, mai plănuiesc ceva aici, pe fundul apei. Ceva ce din nou o să intre niște efort în el, dar o să avem un rezultat foarte, foarte frumos. Gata! Gata! Intrăm pe ultimul stack în momentul de față. Sus aici, sus aici. Bă, zici că-s lumânăr, mă? Cred că asta e și scopul un pic, nu? Deși ăsta, nu știu dacă ați văzut un castravete de mare realitate, dar când îl strângesem un muștuc prin capă, de asta sunt niște, practic seamănă foarte, foarte mult cu niște penisuri. Niște penisuri uh, cum zic, ac -a, foarte active, știi? Așa. Bă, aici în gaură nu bag nimica, că tot vorbeam de... O să o las așa pentru că după aia o să vină niște gravel pe acolo. Și pe aici, pe la coral. Deci corali vreau să fie extraordinar de bine iluminați pentru a se vedea culoarea lor. Gen mai, la, mai de la depărtare așa o lecușă, știi? Uite și pe aici. Doamne, cu iarba asta, mă, uite că n-am păstrat niște bun să încerc. Știi ce? Când mai văd iarba, nici nu mai distrug o lasă așa că asta e cam prețioasă. Mă gândeam că iarba poate fi atât de prețioasă. Așa, unul aici. Acilișa. Și încă unul! Gata! Ok, o să mai facem, bineînțeles, foarte, foarte mult terraforming aici și, practic, mă gândeam eu să ascund această margină. După cum bine vedeți, există pe stratul ăsta, știi? Adică colea și e mai ridicată și colea mai uh, coboară. Și mă gândeam să ascund treaba asta cu niște blocuri de coral pe aici picolo colo. Având niște blocuri de coral puși în formațiuni de asta nu prea se cunoaște foarte bine, știi? Îți ia fața mai mult culorile decât să te uiți că, bă, aici sunt două straturi, cum ar veni, știi? Ok. Bueno! Se ce frumos arată, bă, băieți, mă. Bă. I'm very nice, I'm a very nice. Bun, ne trăim data viitoare într-o aventură către Nether. Uh, unde trebuie să luăm foarte foarte multe resurse Până atunci v-am salutat O zi frumoasă să aveți Pa pa